Eu sunt Drew Guys, în episodul de astăzi m-am gândit să facem un challenge. Skin-urile decide raritatea cu care jucăm. Am aici 6 skin-uri puse la favorite și însemnând mitic, legendar, epic, rar, albas, rar, așa, verde și gri. Și hai să dăm direct pe așa și vedem ce le pică. Așa. Ok, albastru. Bun, perfect. Și hai să dăm direct în match. Așa, bun. Ok, reveni și din match cu skinul albastru. Pentru skinul albastru iar am o idee că să mă dropez aici. Bine, știu că sunt dronele alea, dar nu știu dacă dau fix lot albastru. Dacă nu sigur. Bine, eu tot ce sper să dea lot albastru, dar până când cât mergeam eu prin locația aia și spărgeam dronele alea, vedeam când dă numai loot verde, deci măcar știm o chestie, dacă ne dă vreodată skinul verde, măcar așa. Și băi, al naibii de greu efectiv challenge-ul ăsta. Asta nu e chiar prima încercare, să spunem. Mai am avut una, dar am avut o skinul albastru și tot în acea locație m-am dus și am primit sniper și ăsta și pump. După meciul ăla, ce pot să spun? Bine, nu pot să scot nimic din meciul ăla, chiar o să văd dacă pot să scot ceva la ID, dar nu cred. Și mi-am luat pump și sniper. M-am dus undeva așa de, cred că dădeam și eu un big și m-am trezit direct cu unul peste mine și mi-a dat cu shotgun-ul direct. Și eu n-aveam timp să fac o reacție, să zic ceva. Nici nu știu ce shotgun avea, dar oricum m-a dat bine. Așa, ce vă spunem în ăsta e că chiar îmi doresc să fac din un ăsta un giveaway la sumă de 500 de abonați. Bine, acum nu știu cu ce, dar o să văd. Și de-aia zic să stați pe short-uri, că mai zic și pe short-uri și cred că vreau să-mi fac și eu un obicei să mai pun short-uri, că băs cam puține și cam YouTube-ul le cam aruncă așa în aer shorturile. Și vreau să vă zic încă o dată mulțumesc pentru suma de 56 de abonați. Adică e o sumă, bă, destul de mare pentru mine. Adică începând începând să postez Fortnite la suma de 32 de abonați, 31. Nu știu sigur cât aveam. Până acum la suma de 50 de abonați, mi se pare wow. Sper că asta să nu se arunce fix aici. Hai fratele, nu găsești un alt loc. N-ai fi găsit un alt loc, este? N-ai fi găsit un alt loc. Ba, cred că ar fi găsit un alt loc. Cred că ar fi găsit un alt loc. O să iau asta, contând că știu că e epică, dar nu o să folosesc armă. Ai tentă mobilitate când nu folosesc armă. Eu zic că e bine. Așa. Deci, când o să am skin-ul epic, nici nu o să-mi dea ăla. Nici mai aștept când o să am skin-ul epic, nici nu o să-mi ating de ăla. Deci când o să am... Bă, frate, două naibii! Deci, să bă picior dacă nu... Dacă încercarea asta nu e bună, ce-mi pică skin-ul epic, îs curios după dacă reușesc să fac. A, și singura regulă ar fi... Mamă, nu pui pierd aici. Hai, ca asta a fost cu noroc meciul trecut. Și mi-a dat un sniper epic. Epic albastru. Ăștia deja se spar drone pe aici, pe lângă mine, dar... A, nu se vede cu boss. Ok, stai că am uitat să vedi și turnul ăsta, dar... N-ai nimica. Bă, unde îi? Hai, dă-mi ceva albastru. Unde-și fiu un loot albastru, gen, dacă chiar aș vrea să mă ascund și să nu fiu găsit, unde m-aș putea ascunde? Hai să fim serioși. Nu cred că se ascunde așa bine loot-ul albastru. Bro, jumătate de clipă-s numai eu care încerc să caut chesturi. Albastru, bun, perfect.
Ok, hai că mă duc pe ăsta. Unde trage? Ah. Bă, oare... Ok, uite și un pistol care l-aș putea folosi. Și oare ăsta e deschis? Nu e deschis. Păi, și unde e keycard-ul? Asta-s curios, unde e keycard-ul? Că pe voz nu mai aud. What? A, keycard-ul, bro. L-ăsta în inventar nu a fost keycard-ul. Acolo se bat, hai să vedem dacă putem lua și noi ceva de pe... La ei oricum am de depărtare pistol, deci... hai să nu ne așteptăm să facem minuni cu pistolul ăsta. Încă... Chiar îmi doresc. Bro. Bun. Unul. Avea să merge mai bun. Nu știu că e acolo. Ok, white rău de tot. Ok, mai avem și unul aici. Facem așa. Bum. Bum. Bă, și nici unul în shotgun? Fratele, nici unul în shotgun albastru. Măcar, e chestia albastră care măr că te obăt să merge ăla, că... Bă, și nici unul în shotgun albastru. Dă-mi de aici un shotgun albastru, te rog. Bă, mi-a dat un de-asta cu țintă, mai bun. Și mi-a dat și o șampanie. Hai să folosim și niște șampanie asta și... N-ai vești unde să mă duc să găsesc. Aha, hai să mai... O dau o dată. Mamă, ce... Speriat a fost că s-ar putea să mor acolo la faza aia. Băi, nu-i lutat-o. Ok, ok, bine. 4 kill-uri. Ce e asta? Enforce ea. Iar o iau asta aici. Și iau asta așa, bun, perfect. Hai că... Îs oarecum bazat. Îs oarecum bazat. Adică am arme destul de bune. Și adugan atâta. Deci... Ce îmi lipsește mie din tot loadout-ul ăsta? Păi un shotgun. Ai tanta mobilitate am. Shotgun atâta. Se aud că se bat unii acolo, da. Să mă duc după ei fix după ce lutești eu chestul ăsta. N-am văzut că nu dai nimic. Ok, și undeva pe aici trebuie să fie unii care să-l bate. Hai să ții să merge eu că pentru orice situație că ajunge cât... Aproape de ei, cât mai aproape, cât mai aproape. Asta îmi place să fac kill-uri multe, să fac și... Eventual și victorie reală. Unde sunt? Bun. Bun. Ceva loot albastru, unul dintre voi? Gri... Sniper-e, tăt... Avea stătea astea, dar... Clar. Aveați loot forță, dar... Oh, mă duc acolo că e lootat, dacă e deschis aia, e garantat că e lootată. Bă, văd că pe aici s-o bătut ceva player, da? Hai că... Da, e clar, cred că am și greșit ce... Am și băguit gestul ăla. Uite-l acolo pe unul care se bate. Au pump. Hai bă, frate, bă, nu-i pălesc. Bun. Bun, perfect, ok. Ăla-l-alt. Bun, nu pot să-i trag. Nu pot să folosesc asta, ăla-i acolo. Mai e altul.
Mamă, frate. L-am luat și pe ăla. Și acum sper să nu mă bat ăsta. Da, are pump. Ok, pump albastru, unul din voi trebuie să aibă pump albastru. N-aveți cum să... Bă, mâncați așa. Bă, niciunul. Bă, nici o armă, măcar un are mai bun, ceva. Frate, hai. Hai, sictir, o dat două în... Ceva de treabă, bă, unul dintre ei trebuie să aibă un shotgun albastru. Mă, căra și voi un shotgun albastru după voi. Ești... Deci acum... Cred că chiar pot să accept orice shotgun albastru. Când dai de la stil tactical, care nu suport. Mai bine și eu cu armele astea. Sau îmi dai pump-ul care, na, pump-ul e pump-ul și... Cel mai bun, unul dintre cele mai bune arme din joc. Bă, chiar medaliane s-au luat? S-au luat greșe, nu? Deci e drept și ăla mă interesează mult. Dacă s-au luat Peter-ul, e clar că... Trebuie să fie cea unii cu arme mișto. Hai, chestia că eu n-am nicio șansă la box. Orice aș face, n-aș avea nicio șansă la box. Dacă o să mă bag cu unul care are pump, îmi dă bătaie. Am vrut să zic că m-aș bătut și cu un pump gri, dar am uitat că nu pot să iau armele gri. Ce ăla? Frenzy auto. Bă, știi cum? Lăsați-mă alea, că să-i mă duc să iau frenzy auto ăla. Atâta vreau să fac. Deci, îl elimin pe ăsta, rapid, ăsta. Și ăsta. Mi-a luat destul de mult de meci de la voi. Vreau să-mi iau frenzy auto ăsta. Bag și fișul lui. Iau asta. Schimb... Unde e kicker-ul? Ok. Schimb asta să văd zona. Un avantaj destul de mare, dacă... Pot să spun și o chestie asta, un avantaj. Mă, deci el are magazinul la... Bă, what? Frate! What? Ok, guys, și... Acesta a fost episodul. Ba piciorul, că Mecha Team Leader era acolo. Acesta a fost episodul, eu am fost Mix, vă pup, ciao!